dar vedem că vă confruntați cu mari probleme. Marcel Boloș, ministrul dumneavoastră liberal, a anunțat ieri public că de anul viitor impozitul pe case și mașini o să crească în funcție de valoarea de piață a proprietății. Vedem de asemenea că aveți acolo mari probleme în fieful de la Timișoara. Alin Nica anunță cu o amenință, de fapt cu o demisie. L-ați demis deja din fruntea acestei organizații județene. Cum se văd toate aceste lucruri la PNL? Da, după cum știți, și începem cu domnul ministru Boloș. Domnul ministru Boloș este într-un guvern de coaliție condus de domnul Ciolacu. Eu nu cred că deciziile vor sta doar domnul ministru Boloș. Noi, în interiorul Partidului Național Liberal, am avut numeroase decizii în care am spus că cel puțin pentru 2024, fără nicio taxă în plus și cotă unică de impozitare. Dincolo de prognoza pentru anul 2025, haideți să vedem cum treceam în 2024. La sfârșitul anului 2023 aveam 200 de miliarde datorii. Cred că va trebui ca, după acest an electoral, în care nu putem spune că vom face reforme foarte multe, să avem un guvern care să poată redresa această țară, nu neapărat de acord cu antevorbitorul meu pe a impozita munca. Dincolo de... Păi asta se întâmplă, domnule Nelu Tătaru, munca este impozitată. A fost și o promisiune a Ciolacu că nu va fi pentru salariul minim, că o să scadă impozitarea pe muncă. Nu s-a întâmplat nimic, e final de luna martie. Când mai scădeți impozitarea? Cred că ați auzit opinia Partidului Național Liberal. Nu suntem singuri în acest guvern și nu avem premierul. Suntem da, aveți ministrul de finanțe. Avem ministrul de finanțe care nu ia nicio decizie fără să se consulte cu premierul. V-am spus... Păi cum nu ia nicio decizie, dar ne anunță de fiecare dată că urmează să crească taxele. Da, ne anunță, cred că de la începutul anului că crește taxele. Păi ne anunță de jumătate de an, dacă stăm să o luăm. Da, și n-ați crescut nicio taxă. Noi avem discuții în interiorul partidului pe acest subiect și decizia noastră în interiorul Partidului Național Liberal, pe care am expus-o și public, este de a nu mări nicio taxă și de a rămâne pe cota unică de impozitare.